La scurt timp după alegerile locale din 9 iunie, au început să iasă la suprafață tot mai multe probleme cu privire la implementarea unor proiecte de investiții din fonduri europene la Pașcani. După ce renovarea Palatului Cantacuzino a fost sistată pe o perioadă nedeterminată, în urma intrării în faliment a constructorului, administrația locală dă semne de oboseală și în proiectul pentru construcția unor locuințe moderne pentru familii cu probleme sociale. Este vorba despre 3 blocuri de ultimă generație, fiecare cu câte 6 apartamente, pentru a fi închiriată persoanelor cu probleme sociale. Investiția estimată anul trecut la 9.336.560 de lei, inclus TVA, a ajuns acum să coste cu peste 67% mai mult. Nu au crescut cheltuielile eligibile, adică cele care ar urma să fie decontate din fonduri europene, ci cele neeligibile care ar urma să fie suportate de la bugetul local. Astfel s-a ajuns la suma de aproape 10 milioane de lei, inclus TVA, bani care ar trebui achitați din taxele și impozitele pășcănenilor, de la 5,6 milioane de lei care s-au prognozat în anul 2022, atunci când a fost votat proiectul. Subiectul a fost discutat în ședința reunită a Comisiilor de Specialitate pe 28 august. Consilierii prezenți au cerut lămuriri privind această situație. Un funcționar prezent la ședință a spus că ar fi vina proiectantului, care a trecut cheltuielile doar pentru o temelie de bloc, nu pentru trei. De asemenea, nu au fost trecute în aviz nici cheltuielile neprevăzute. Deci, consider că în momentul de față valoarea este, a fost ascunsă, nu este un proiect realist care să poată suporta municipalitatea. Eu, din punctul ăsta de vedere, am să votez chiar împotriva. Cât din cost, cu tot eligibil, neeligibil, cât e prețul unui apartament? Noi, 866 de euro. De unde au crescut costurile neeligibile atât de mult? E adevărat, din cauza proiectării fundației? De la fundație a fost o greșeală la proiectant, în loc de 3 fundații în SF, au prins doar o singură fundație, dar nu e o valoare mare. Acolo, valoare de 3 milioane revine din capitolul 7 pentru cheltuieli pentru major din buget. În capitolul 7 de vizul general, am trecut să modificat la G907, trebuie să privim cheltuieli pentru major din buget, 25% din valoarea proiectului. Înseamnă 2.900.000, aproape 3 milioane de lei, doar capitolul 7. Din datele noului deviz de lucrări reiese că la Pașcani ar urma să se construiască 18 locuințe sociale la un preț de peste 170.000 de euro fiecare, inclus TVA. Unii consilieri au considerat că aceste costuri sunt uriașe și nu puteau fi suportate de la bugetul local, iar din acest motiv s-au abținut sau au avizat negativ proiectul propus de primarul Marius Pintilie. De asemenea, consilierul Sorin Olariu de la PSD considera că s-a ajuns în această situație deoarece proiectele au fost prezentate de primar în grabă, cu câteva ore înainte de votare și fără toate informațiile necesare. Dacă bine mi-aduc aminte, costurile neeligibile în prima fază erau undeva la 3.700.000, nu? 5 milioane eligibile. Neeligibile. Neeligibile au fost 4 milioane și un pic. Erau 9 milioane pe care au fost. Mai avem 10. Mai sunt 10, da. Am mai trebuit și eu. Nu se mai rindează. Și am văzut capitolul 7. Da, eu știu că unii slăudam campania electorală, uite, va fi și fonduri europene, gratis, moca, pe degeaba. De asta vrem documentații, de asta avem și noi proiecte complete, să le citim, pentru că dacă am mai spus-o nemărătorul, dacă ar fi mai mulți oameni, mai mulți ori, și dacă domnul primar ar avea capacitatea să mai spune, că mai spune câte cineva ceva, n-am ajuns în situația de asta. Da? Nu e problemă, o rezolvăm și pe asta, mai văd din taxele și treabă. Deocamdată nu se știe dacă primăria Pașcani va iniția procedurile de recuperare a banilor cheltuiți pentru proiectare, peste 188.000 de lei inclus TVA, dacă documentația a fost greșită, așa cum susțin funcționarii publici. De remarcat este faptul că în primul deviz aprobat în anul 2023 erau cuprinse doar cheltuielile minimale, iar în devizul care urmează să fie votat sunt trecute toate cheltuielile. Din acest motiv sunt suspiciuni că cineva ar fi ascuns sau omis intenționat adevărata povară pe bugetul local înainte de campania electorală. În ședințele în care au mai fost discuții pe marginea proiectului, consilierii din opoziție au atras atenția că investiția este păguboasă pentru comunitate și că terenul respectiv aflat în spatele fostului sediu al Preservapa ar trebui folosit pentru construirea unor blocuri ANL.
Am văzut și am sesizat datorită proiectului de schimb cât plătesc în momentul de față și m-am uitat să văd din curiozitate cum se calculează și mă întorc din nou la acele apartamente care cel mai probabil se vor construi prin aportul nostru și banii PNRR la 110.000 de euro. Mă gândesc în continuare la chiria de 300 de lei raportat la dimensiunea apartamentului și, bineînțeles, veniturile pe care să le aibă cel mai probabil chiriașii de acolo, din locuințe sociale. Și mă gândesc că, din calcul, este într-o 151 de ani, 50 de euro metru pătrat în zona respectivă, vă rog frumos, calculați risipa. Dom'le, am dat terenul. Nu este nicio risipă. Da, da, este o risipă. Nu de vedere, nu este nicio risipă. Dacă îți permiți. Bă, domnule, ce trebuie acolo? Cum adică nu e o risipă? Din fondul meu. De ce spuneți că nu e o risipă? 20% noi, 80% stat. Am văzut proiectul, au și locuințe în zeb, le aveau din lemn, dumneavoastră ați venit, ați rectificat cu nou proiectat, nu-ți pricepea el, sunt doi, scâmbă, eu vă spun punctul meu de vedere, sunt de acord cu locuințele. La acea vreme, primarul municipiului a susținut că la investițiile cu caracter social nu se urmărește randamentul, ci rezolvarea unei probleme pentru cetățeni. Edilul a mai spus că apartamentele vor fi închiriate în baza unor anchete sociale, iar chiriile vor fi mici. Dacă îi să vorbim de randament la un scop social, nu există. Pentru că noi acele locuințe vrem să le construim pentru scop social. Iar tot ce înseamnă la social, înseamnă prețuri mici, în așa fel încât ele să fie accesibile pentru oamenii care au nevoie. Asta este punctul meu de vedere. Care, care vor fi criteriile? Suntem în celelalte, lumea dacă care vrea să... Care vor fi criteriile? Pentru că sunt stabilite... sute de tineri care nu au... Sunt aceleași criterii pe care sunt astăzi la locuințele sociale. Nu facem noi atribuirea după regulile noastre. Deci avem în Consiliul Local sau prin legea ANL-ului modul în care se atribuie aceste locuințe. Pe bază de punctaj... Domnule primar, eu mă refer la terenul... Locuințele sunt... Acum este foarte posibil ca primarul să-și dorească să nu mai continue acest proiect. În referatul de specialitate, el propune aprobarea noilor costuri, dar consilierii PNL s-au abținut sau au votat împotrivă în comisiile de specialitate. Menționăm că fiecare apartament are o suprafață de 52,65 de metri pătrați. Cele trei blocuri ar urma să fie construite și izolate termic, așa încât consumul de energie să fie minim. De asemenea, ele ar urma să fie echipate cu panouri solare și echipamente de gestiune de ultimă generație. În momentul de față, municipiul Pașcani mai are la dispoziție câteva zeci de locuințe sociale, un bloc cu 20 de apartamente și câteva mansarde care sunt închiriate deja, nu doar pășcănenilor cu probleme sociale, ci și altor persoane cu posibilități financiare.